Stătea pe lângă gard și până la urmă au chemat în camera de confesiuni. Ca să nu sară gard, am zis că umilesc, să-i deschidă poarta, să iasă ca un om decent, să nu sară peste gard, că-i mărunțică. Păi da, eu mi-am luat rămas bun azi dimineață, noi tot am vorbit și ieri și azi dimineață când eram singuri, ne-am dus și ne-am luat rămas bun una de la alta. Pentru că știam că nu o să fie timp, da. Vezi, Ea și dacă l-a se apucă rămas. ăștia de țăpa de când am prin casă, nu de mai zis tu nimic, ca lasă pe Dar ce, asta. au zis ceva? A, nu, că ei știu că au zis că... Las, că... Am să vă aștept pe voi? Asta pentru mai încolo. I-a dus bagajele la fapt. Da, i-a adus. Yeah, Gigi, lasă-o. Unde vă este fata, doamnă, să salut și eu? Ce are puiul ăsta aici? Unde vă este fata? Nu, la grătate, am pus la grătate. Păi chiar vreau să salut, n-ați văzut că v-am întrebat? Nu, ia ce rău e. De ce e restul? Pentru tine. Zic că ți-a la fama, să plătești pentru tine. Nu? Mi-era și foame, dar... Măi, are pe mâna pe față, mă, Ioane. Am știut că o să vin. Am intuit bine. Ce-ai? Ai dormit? Da, ce-ai făcut? Uite-o pe fata îmbrăcată să bei. Nu, 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 auzi, aceeași poveste, aceeași poveste cu... Stai un pic, stai un pic. Mă arat! Dar ce bine stă cu boxerii ăștia. Iată ce aici facem reclamă. Delma! Zi-mă ce nu fără Delma, ulei! Auzi, aceeași poveste cu dulapul cu Emilia, știi? Zi, iată-i fază dură, vine fata și se duce. Emilia deja, nu știm dacă a plecat Valentina. A plecat? Da, a luat o cameră de confesiuni și n-a mai venit, dar noi nu știm nimic când se a plecat. Și ideea e că... A fost multă agitație afară. Mamă, ideea și ce noi... era aici de cameraman că a vrut să sară ideea gardul ea. Noi nici nu știm dacă a plecat sau nu. Înțelegi? Emilia deja i-a luat dulapul. Și mergem acolo eu cu Tatiana și cu Nicoleta, înțelegi? Cu Denisa. Și hai că-ți arătăm dulapul tău, este dulapul Valentinei, și ce? Și apărem acolo, Tatiana cum ea să bagă la dulapul. Ăsta e dulapul tău, îi spune Denisa și Nicoleta. Pui, pui, pui. Dar l-am ocupat eu. Poftim? Zic, cum să-l ocup tu, dar Nicoleta? Păi nu, că e al ei. Păi nu, că am făcut eu schimb, că e al meu. Zic, dar din staffi s-a spus că ăsta e dulap. Păi, dar ce, începe Emilia, ca de obicei. Și ca de obicei începe Emilia. Și zic, că ia că dacă din staff a zis că, zic, e dulapul ei de aia de acolo, ca să vorbesc eu cu staff-ul. Deci, să mor de râs. Vezi, vezi? Dacă... Cu mine. Alo, păpușico! Alo, păpușico, ține-ți mâinile acasă! Iartă-mă! Să rămână! Asta când ne-am făcut cu zi. Bă, mă primești până la țigară cu tine? Te spun la vin, e bine? De ce? Te spun, păi ce?